Polițiștii compartimentului de analiză și prevenire a criminalității și cei ai Poliției Municipiului Caracal, alături de jandarmii olteni, au continuat activitățile demarate în cadrul evenimentului Săptămâna Prevenirii Criminalității. Astfel, ziua de miercuri a fost dedicată informării locuitorilor Municipiului Caracal cu privire la modalitățile de prevenire a infracțiunilor contra patrimoniului, dar și la măsurile pe care trebuie să le adopte pentru a nu deveni victime ale infracțiunilor de furt din buzunare, poșete sau genți. Polițiștii au purtat discuții cu cetățenii despre modurile de operare cel mai des utilizate de hoți, despre modalitățile de prevenire a furturilor, cu accent pe măsurile de siguranță a gospodăriilor și a bunurilor personale, dar și despre legislația din acest domeniu. Scopul acestor activități a fost conștientizarea cetățenilor cu privire la riscurile la care se expun atunci când nu asigură corespunzător locuința sau lasă bunuri de valoare la vedere. Activitățile au fost desfășurate în centre comerciale din Caracal, pe stradă, în piețe, chiar și în sălile de jocuri de noroc din localitate. Polițiștii au purtat discuții cu cetățenii despre modurile de operare cel mai frecvent utilizate de hoți, despre modalitățile de prevenire a furturilor, cu accent pe măsurile de siguranță a gospodăriilor și a bunurilor personale. La plecarea din locuință, aveți grijă să asigurați ușa de acces în imobil, nu lăsați mesaje pe rețelele de socializare prin al căror conținut să confirmați lipsa dumneavoastră de la domiciliu, evitați să purtați la vedere, în mod ostentativ, bijuterii, bani sau telefoane mobile și nu lăsați în interiorul autoturismului obiecte care atrag atenția. De asemenea, dacă intenționați să încheiați o tranzacție cu o persoană necunoscută prin telefon sau e-mail, verificați autenticitatea ofertei și a interlocutorului, iar geanta sau bagajul trebuie ținute pe cât posibil în fața dumneavoastră. Activitățile de informare vor continua astăzi și mâine.